Furturile sunt un fenomen răspândit indiferent de anotimp. Infracțiunile se petrec însă mai des primăvara, când se fură lucerna, și toamna, când hoții sunt atrași de porumb și cartofi. Satele sunt locurile preferate de cei care nu au un loc de muncă și încearcă să-și câștige existența prin metode necinstite. În acest sens, primarul, poliția, voluntarii din Voivodeni și alte sate învecinate, împreună cu o firmă de pază, au hotărât demararea unei acțiuni de prindere a acestor hoți. Am avut niște reclamații în comună. Cei din Apalină, anul acesta, de vreo două ori, dacă au venit, le-am zis, dacă veniți, aveți grijă, că avem serviciul de pază care e foarte bine organizat, și ne-au promis, dacă o să avem neplăceri, o să ne ajute și la 12 noaptea, dacă e cazul. Șeful firmei de pază spune că atât administrațiile locale, cât și sătenii sunt mulțumiți de intervenția echipajelor și se simt în totalitate în siguranță de când oamenii de intervenție păzesc pădurile, câmpurile și lacurile de agrement din zonă. Noi facem pază aici de 4 ani de zile și în general cunoaștem situația de comunele respective. În fiecare zi, cum ați văzut și astăzi, la fața locului avem cel puțin 3-4 persoane care sunt surprinse pe câmp sau pe lacurile de agrement sau în pădure, în care îi surprindem furând. Îi prindem, le recomandăm să încearcă să se limiteze, să nu mai vină la furat, pentru că unii dintre ei știu foarte bine ce se întâmplă, sale cu dosare penale și mai mult de atât. Scopul comun este reducerea pe cât posibil a numărului de furturi. Acesta se poate realiza prin intervenție, dar și prin atenționarea celor care săvârșesc astfel de fapte, că riscă pedepse mari. Cei prinși asupra faptului se aleg cu amenzi, dosar penal și chiar închisoare.